amenzi usturătoare pentru râmnicenii care nu păstrează curățenia orașului, începând cu 1 octombrie 2017. Edilii municipiului au pregătit un proiect de hotărâre prin care cei care sunt prinși că aruncă gunoaie pe domeniul public vor fi aspru sancționați. Aceste amenzi pleacă de la 20 de milioane de lei vechi și pot să ajungă până la 25 de milioane. Aș vrea ca cetățenii municipiului să fie înștiințați că începând de la 1 octombrie, pe 30 septembrie vom aproba o hotărâre a Consiliului Local, aruncarea gunoiului pe stradă se va pedepsi o amendă între 2.000 și 2.500 de lei. Vom face o publicitate agresivă, vom merge în școli, vom pune în locuri de afișaj, toată presa, toată televiziunea, oamenii să cunoască acest lucru. O lună de zile vom merge cu bilețele și vom împărți la fiecare să cunoască. Nu se poate să fii din nord până în sud, când faci efortul ca să ții orașul curat, să vezi că de mașină unul deschide geamul din partea dreaptă și aruncă cutia de Coca-Cola pe geam, pe spațiu verde. Sau altul și un iogurt de hârtie în fața ta pe el. Nu se poate. Nu se poate să merg la spital unde am modernizat zona, chiar azi de viață am fost, consumă suc, cafele și aruncă în spațiu verde paharul de cafea. Nu se poate. Atâta timp cât la 5 metri ai coși de gunoi. Și am montat 10 coșuri de gunoi. Dar până că nu se poate ca în stația de taxiuri să-i vezi pe taximetri și cum scot scrumiera și o lovesc așa de pragul mașinii și lasă toate chiștoacele sub mașină. Nu se poate. Dar până când am început o operație să montăm camerele la vedere prin stațiile taxe, prin locurile importante, până când îi vor sancționa și până când avem, dar va fi de 25 de milioane, eu sunt convins că nu vom reuși să facem să educăm. Este o măsură bună, pentru că oamenii, până când nu-i atingi la bani, nu reacționează, susțin râmnicenii. Unii consideră însă că amenzile sunt cam mari. Da, amenzi dure pentru cei care aruncă hârtii pe jos. Foarte bine. De ce foarte bine? Da, foarte bine. Amenzile vor fi între 2.000 și 2.500 să fie, și să-i pună să facă și curățenie. Da. Asta e cel mai bine. Da. Pentru că e o mizerie, e păcat. Degeaba lumea încearcă să... Mă rog, echipele astea încearcă să facă curățenie dacă nu se mențină. Da, deci oamenii trebuie să... Trebuie să fie... Nu se face, nu se ridică conștiința dacă nu se forțează un pic. Da, și amenzile sunt între 20 de milioane și 25 de milioane lei vechi. Sunt bune, nu? Sau mari? 25 de... Deci 20 de milioane sau 25 de milioane lei vechi. Da, lasă-i. Dacă nu sunt în stare să plătească, să muncească pentru asta. Este o măsură bună? Nu. De ce? Suma e prea mare. E prea mare suma? E prea mare. Dacă ar lăsa, eu știu, cu 5 milioane mai puțin. Da? Deci e prea mult. E mult. Da, dar și noi, văd că numai dacă suntem amendați, ținem curățenia orașului. Știu. Da. Dar e mult. Ca să învețe minte. Da. Ar fi un lucru bun, să învețe minte, să nu mai arunce hârtii, pentru că sunt coșuri peste tot. E bine, dar e și mult. Acum trebuie să ne învățăm să fim civilizați și normal în coșul de gunoi, că uitați ce urât arată. E suma, se pare prea mare? Da, este mare, vă dați seama, dar acum asta e. Da. Ce zici? Este bună, este bună. E bună măsura? Chiar așa mare cum am dat, da? Poate așa ne învățăm, mai ales tineretul. Trebuie să se învețe, nu? Da. Ce să văd că nu putem decât dacă suntem... Noi nu, că noi suntem învățați, noi n-aruncă, mai bine o țin în geantă și o duc acasă dacă nu găsesc coș de gunoi, dar tineretul și adevărul e, noi trebuie să învățăm, n-are cine. Cei care vor arunca hârtie pe domeniul public, țigări și așa mai departe, gunoaie, vor fi amendați cu sume cuprinse între 20 și 25 de milioane de lei vechi. Cum vi se pare măsura? Foarte bună. Da? Foarte bună amenda, oamenii trebuie să înțeleagă că dacă vor să aibă curățenie, trebuie să păstreze curățenie. Este o măsură bună? Da. Da, pentru că oamenii până când nu îi atingi la bani, nu, nu reacționează niciun fel. Deci, e bine. E bine. Da, e bine. E bine, că dacă o arunci odată, nu mai arunci a doua oară. E mare, e mică amenda, cum mi se pare? Cam măricică, cam măricică. Da, e cam mare pentru buzunarul nostru. Păi da, doar nu mai ai curajul. Așa este. Foarte bine, foarte bine venit. Am înțeles, am auzit discuția de domnul primar. Amenda e mare, între 2.000-2.500 de lei. Păi, foarte bine, atunci să ia măsuri, nu mai aruncă nimeni și e clar, s-a rezolvat. Nu mi spun că e prea mare amenda, de 25 de milioane lei vechi. Greu de suportat, dar în cazul ăsta nu se mai comit abateri. Corect, da.
Ai fost amendat odată, a doua oară nu mai. Dar nu-ți permis să dai amenda aia prea mare și atunci nu arunci. Decizia privind amenzile împotriva celor care nu mențin curățenia în Râmnic va fi luată de consilierii locali în ședința din această lună. Deocamdată, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea unor prevederi din hotărârea Consiliului Local numărul 50 din 27 martie 2006 privind aprobarea normelor de salubrizare a municipiului Râmnico-Vâlcea se află în dezbatere publică pe site-ul primăriei. Și-au văzut moartea cu ochii. 5 oameni, printre care și membrii trupei DJ Project, au trecut prin clipe de coșmar ieri după amiază, după ce un tir de 28 de tone încărcat cu paleți s-a răsturnat peste ei. Accidentul a avut loc pe drumul național 7 în dreptul localității Milcoiu, într-o curbă periculoasă. Șoferul mastodontului nu a adaptat viteza la condițiile de drum și s-a răsturnat pe celălalt sens de mers, acroșând două autoturisme care circulau regulamentar pe sensul Râmnico-Vâlcea-Pitești. Într-una din mașini se aflau Gino Manzotti și Mira de la DJ Project, precum și impresarul trupei. Aceștia, plus șoferul tirului și o persoană aflată în al doilea autoturism, au fost răniți în accident și transportați la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Râmnico-Vâlcea. Salvatorii ajunși la fața locului susțin că cele 5 victime au scăpat cu viață printr-o minune. Pentru a-i scoate dintre fiarele contorsionate ale mașinii, aceștia au apelat și la ajutorul unui echipaj de descarcerare. În urma accidentului produs pe DN7, polițiștii au deschis un dosar penal, șoferul tirului fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă. Un nou început, aceleași probleme. Conform datelor oficiale, peste 90 de unități de învățământ din județ nu au obținut autorizație de funcționare înainte de începerea anului școlar 2017-2018. Multe școli din Vâlcea nu au primit avizele necesare pentru că nu s-au făcut lucrări de igienizare, iar mobilierul din clase este vechi de când lumea. Pe de altă parte, deși suntem în secolul 21, există unități de învățământ care au toaleta în fundul curții, cum ar fi, de exemplu, Liceul Tehnologic din Măciuca. În această săptămână, inspectorii Direcției de Sănătate Publică Vâlcea au pornit din nou în control pentru a verifica starea școlilor. În prezent, un număr de 268 de unități de învățământ din județ funcționează cu autorizație sanitară de funcționare și 92 fără autorizare. Principalele motive ale neautorizării sunt următoarele: neorganizarea conform legislației sanitare în vigoare a spațiilor și circuitelor funcționale, de asemenea existența sistemului de aprovizionare cu apă potabilă necorespunzătoare sau acolo unde există sursă proprie, respectiv fântână, neamenajarea perimetrului de protecție și a capacelor pentru siguranța copiilor. De asemenea, sisteme de încălzire inadecvate și nesigure, precum și mobilier degradat, ilumina necorespunzător, săl de clasă cu igrasie și deci neefectuarea igienizării în sălile de clase, spațiile lapte-corn fără sursă de apă sau neigienizate, de asemenea grădinițe, neamenajarea de izolatoare, precum și alte deficiențe ce s-au constatat în timpul controalelor. Pentru toate acestea s-au acordat termene de remediere. În cazul în care deficiențele nu vor fi remediate, inspectorii DSP anunță că vor aplica și amenzi. Printre unitățile vizate se numără și cele ale căror directori nu au solicitat aviz de funcționare. Un număr de 20 de școli din județ nu au solicitat, cu toate că sunt obligate să se autorizeze sanitar și, bineînțeles, li s-a dat termen pentru a depune documentația în vederea autorizării și vor fi primele vizate în cadrul acestui control tematic. Dar de ce au tergiversat? La această întrebare vă pot răspunde numai de și din vari motive. Lipsa acte, personal și așa mai departe. Pentru că fiecare an există o astfel de situație. Da, adică... da. Autorizarea se face pe declarație de proprie răspundere, deci managerul, directorul unității trebuie să demareze acest lucru și să depună întreaga documentație și, bineînțeles, numai documentația, să facă tot ce este necesar pentru ca unitatea de învățământ să poată fi avizată. Ce se va întâmpla în cazul în care veți constata din nou că multe dintre unitățile verificate
aplicate după 15 septembrie nu îndeplinesc condițiile. Vor fi aplicate sancțiuni și se vor acorda termene de remediere. Atenția beneficiarilor de venit minim garantat. Printre prioritățile legislative anunțate de PNL în noua sesiune parlamentară, se numără și modificarea legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Proiectul de lege vizează modificarea alineatului 7 al articolului 15 din legea numărul 416/2001, în sensul că persoana aptă de muncă trebuie să accepte locul de muncă ce îi se oferă. Refuzul slujbei având drept consecință încetarea ajutorului social sub formă de venit minim garantat, precizează senatorul PNL Vâlcea, Romulus Bulacu. Actuala legislație dă dreptul beneficiarilor de venit minim garantat să refuze de 3 ori ocuparea unui loc de muncă. Modificarea legii 416/2001 privind venitul minim garantat, propunerea vine în sprijinul autorităților locale și angajatorilor care au nevoie de forță de muncă. Și aici se referă la faptul că persoanele care apte de muncă și refuză un loc de muncă, care refuză un loc de muncă conform pregătirii lor, să li se interzică acordarea acestei forme de venit minim garantat. Este de asemenea o măsură cu care cred eu că trebuia folosite mai de mult. PNL și-a mai propus și modificarea legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale pentru majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și TVA, care le revin autorităților locale, de la 41,75% la 45,75% în cazul primăriilor și de la 11,25% la 13,25% în ceea ce privește bugetele consiliilor județene. Descentralizarea reală a administrației publice, și aici o să venim cu o modificare a legii 273/2006 privind finanțele publice locale, unde propunem ca majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit să crească la bugetele locale de la 41,75 la 45,75% și de asemenea în bugetul județului o creștere de la 11,25 cât este acum la 13,25. O altă propunere a PNL în actuala sesiune parlamentară vizează ca 80% din redevențe să rămână la nivel local, precizează senatorul Romulus Bulacu. Și-a mai propus o inițiativă legislativă pe care județul Vâlcea ar putea să profite. Este vorba de rămânerea a 80% din redevențe la nivel local. Și aici știți foarte bine că la noi, județul Vâlcea ar putea să beneficieze în multe zone de o astfel de măsură. Mă refer la apele minerale, mă refer la tot ceea ce înseamnă exploatările miniere din județul Vâlcea. De asemenea, liberalii au decis depunerea a 3 moțiuni simple pe educație, sănătate și transporturi. Șomajul este în scădere în Vâlcea, anunță reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Astfel, la sfârșitul lunii august, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Vâlcea a fost de 4,25%, iar din cei 7.041 de șomeri înregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea, doar 2.094 de persoane au fost indemnizate, restul de 4.947 fiind neindemnizate. Pe medii de rezidență, 2.534 de șomeri provin din mediul urban și peste 4.500 din cel rural. Cel mai mare număr de șomeri înregistrându-se în categoria de vârstă 40-49 de ani, respectiv 2.139 de persoane. În funcție de nivelul de instruire, din numărul total de șomeri înregistrați în august,
ponderea cea mai mare o au persoanele fără studii sau cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional, adică 59%, în timp ce șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal reprezintă 36%, iar cei cu studii superioare doar 5%. În ceea ce privește încadrarea în muncă, doar 319 persoane din cei peste 7.000 de șomeri înregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea și-au găsit un loc de muncă luna trecută. Iar după amiază, la Biblioteca Județeană Antimi Vireanul a avut loc lansarea volumului Alege să fii fericit, al autoarei Claudia Bulacu. Originară din Vaideeni, absolventă a Facultății de Mecanică și Tehnologie și licențiată în Contabilitate și Informatică de Gestiune, Claudia Bulacu a debutat ca jurnalist, în urmă cu 25 de ani, la Curierul de Vâlcea. Până în 2014 a lucrat ca inginer, în prezent fiind stabilită în Franța. Pasiunea sa a rămas însă literatura, publicând numeroase poeme, dar și un curs de matematică pentru copiii defavorizați. Avem bucuria ca în această frumoasă după-amiază de toamnă să fim alături de Claudia Bulacu, protagonista principală, să spun așa, a evenimentului de astăzi, la lansarea volumului Alege să fii fericit. Un volum proaspăt ieșit de sub tipar, dacă am înțeles bine. Acum două zile. Și care se înscrie, spun eu, în acest curent atât de în vogă la ora actuală al literaturii motivaționale. Claudia Bulacu transpune subiectul cărții în coordonate matematice, îmbinând, într-un mod ingenios și ingineristic, informația literară cu cea matematică. Cartea mea poate fi redusă la un singur desen. De fapt, acest desen cuprinde absolut toate ideile din carte. Și am să vă explic ce am vrut să spun cu acest desen. După cum observați aici, avem axa OY, vă mai amintesc de la matematică. A fost bun, cel puțin pe unii care vă cunosc, a fost foarte bun la matematică. Aici este axa OX. Pe această axă avem timpul, adică vârsta noastră. Acesta este momentul 0, T0, adică momentul în care ne-am născut. Aici, sigur, după cum observați, partea de negativ, modul în care noi am evoluat sau am involuat, deci involuție sau evoluție. După cum observați, aici avem niște linii. Eu am presupus că vom trăi 100 de ani, ca să fie mie ușor la desen. Am presupus că aici, deci, este limita de 100 de ani. Pe aici am pus la mijloc, adică la 50 de ani începem să ne trezim mai bine. Și toată această parte, atât aici cât și partea de jos, reprezintă ceea ce am scris în carte. Dacă mai toți scriitorii și filozofii au încercat să definească fericirea, rezultând din această căutare în jur de 3.000 de definiții, Claudia Bulacu, deși a trăit momente de extrem dramatism, a ales să trăiască fericirea, lucru pe care îi îndeamnă și pe cititori să-l facă prin cartea sa Alege să fii fericit. Aseară, în sala La Hovari a Filarmonicii Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea, a avut loc deschiderea primei părți a celei de-a 23-a stagiuni, septembrie 2017, ianuarie 2018. La pupitrul dirijoral s-a aflat maestrul Mădălin Voicu, devenit un oaspete foarte apreciat de publicul vâlcean. Maestru Mădălin Voicu la Râmnicu Vâlcea, în deschiderea celei de-a 23-a stagiuni la Filarmonica Ion Dumitrescu. Maestre, ce ați pregătit pentru publicul meloman în deschiderea stagiunii? În general, eu prefer un repertoriu care să includă piese de mare recunoaștere și popularitate, să zicem, printre muzicieni, dar nu numai. Și am convenit cu Meda să facem dublu concert de Vivaldi și dublu concert de Bach cu Florin Ionescu Galați, printre altele și finul meu.
un talentat violonist recunoscut deja, și Sinfonia 5-a de Schubert. Trebuie să spun doar că o să mă vedeți mai des în următoarele luni. Recunosc că m-am îndrăgostit de Filarmonica din Vâlcea și cred că o să avem o colaborare pe merit și pe motive artistice concludente. Pentru că nu sunteți pentru prima dată la Râmnicu Vâlcea și vreau să vă întreb cum găsiți orchestra, cum găsiți publicul vâlcean? Publicul cunosc, este un public deschis și vine cu plăcere la concerte, nu îl împinge nimeni de la spate. Iar orchestra este în funcție de dirijor, adică nu vreau să extrapolez. În general, orchestrele răspund foarte bine și sunt atente, cum este și orchestra din Vâlcea. În momentul în care dirijorul știe să comunice și se mulează pe calitățile și formele de exprimare muzicală, așa că eu sunt foarte mulțumit. Am convingerea că dragostea mea pentru muzică și pentru Filarmonica din Vâlcea este și va rămâne veșnică. Concertul extraordinar l-a avut ca invitat, alături de violonista Meda Stanciu, și pe Florin Ionescu Galați, un reputat violonist care a concertat pe mari scene din SUA, Canada, Austria, Elveția, Anglia și Japonia, dar și la Râmnicu Vâlcea, unde a mai cântat alături de Orchestra Filarmonicii Ion Dumitrescu. Nu sunt pentru prima dată în Filarmonica din Râmnicu Vâlcea, am mai fost câteva ediții precedente ale stagiunilor care tocmai s-au încheiat luna iunie, dar este prima dată când vin sub conducerea doamnei Meda Stanciu și este pentru prima dată când colaborez cu ea și este pentru prima dată când, cred eu, imaginea sper să fie mult mai pozitivă poate decât a fost până acum și în ceea ce mă privește și în ceea ce privește imaginea de ansamblu pe care trebuie să aibă un astfel de colectiv artistic atât de bun și format și tot ce trebuie. Deci alături de Meda Stanciu și de Mădălin Voicu, ca dirijor, voi interpreta concertul dublu pentru două viori în la minor de Vivaldi și concertul, celebrul concert de două viori în re minor de Johann Sebastian Bach. Asta va fi prima parte a concertului. Găsit de la stadionul Cozia din Călimănești, aici unde echipa de fotbal cu același nume, situată pe poziția a doua în clasamentul Superligii Vâlcene, primește vizita ocupantei locului 10, Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Faptul că oaspeții de astăzi au încasat până acum 24 de goluri în numai 4 partide ne face să credem că elevii antrenorului Vasile Ilinca vor porni într-un adevărat galop de sănătate. Să nu uităm însă că cel mai în vârstă jucător al echipei din Râmnic abia a împlinit 18 ani. Partida va fi condusă la centru de Mihai Croitoru, ajutat la cele două linii de asistenții Alexandru Radu și Mihai Florinu Dubașa. Gazdele în echipament albastru ocupau locul 2 la egalitate de puncte cu lidera din Horezu și aveau din nou ocazia să facă rocada în clasament, ținând cont de faptul că horezenii urmau să joace în deplasare la 4 ore după încheierea partidei de la Călimănești. Cozia și-a trecut în cont prima reușită după numai 2 minute, atunci când, în urma unei lovituri de colț, Nonis Duca a trimis un șut deviat și a deschis scorul. Același jucător a fost la un pas să realizeze dubla, în urma unei lovituri de cap care a trimis balonul în bară. Gazdele și-au mărit avantajul abia în minutul 35, atunci când Angel Ștefan a trimis din apropiere la colțul lung și, cu tot efortul fundașului oaspeților, asistentul a considerat că balonul a depășit în întregime linia porții, astfel că centralul Mihai Croitoru a validat golul. A fost așadar 2-0 la pauză, iar debutul actului secund a adus o nouă bară pe care, de această dată, și-a trecut-o în cont Răzvan Milosteanu. În minutul 54, Dumitru Scânteie a luat o acțiune pe cont propriu, a trimis în forță la colțul lung. Balonul
Balonul a intrat în vinclu și scorul a devenit 3-0. Cu un sfert de oră înainte de final, am asistat la golul meciului. Ștefan Răcăreanu a realizat o spectaculoasă foarfecă. Balonul și-a atins ținta și gazdele conduceau cu 4-0. Același Răcăreanu avea să-și treacă în cont dubla înainte de ultimul fluier al întâlnirii. Cozia a învins așadar cu 5-0, în urma unui meci care nu a fost atât de ușor precum părea conform calculelor hârtiei. Da, așa este. În teren, în câmp, am făcut un joc bun. Aceeași problemă care v-am spus-o și data trecută au fost la finalizare. Am avut foarte multe ocazii, pe lângă cele 5 goluri marcate, cred că am mai avut cel puțin 15 ocazii de a marca gol. Asta e, n-avem ce face, vom lucra în continuare la antrenament, să îmbunătățim și faza de finalizare și vom vedea în meciul următoare ce va fi. După cum ați văzut, un meci destul de ușor, cu niște copii destul de talentați. Au încercat să paseze, au încercat să-și impună jocuri, dar diferența de valoare și cred eu că diferența de experiență și-a făcut apariția în teren și am avut un meci destul de ușor. Sperăm să continuăm la fel, cu aceleași evoluții bune. Ne pregătim și noi acum pentru următorul meci. Sper să-l câștigăm, avem un meci greu la Orlești. Ce să spun, mi-a plăcut și copiii, sunt copii foarte talentați, se vede că se lucrează la SCM cu copiii. Nu ne așteptam să ne pună chiar atât de multă rezistență, dar se vede că cresc copiii de la zi la zi. Cozia Călimănești a stat doar câteva ore pe primul loc și asta pentru că Flacăra Horezu s-a impus cu 5-1 în deplasarea de la Alunu. Primele două clasate așteaptă cu mare interes întâlnirea directă, programată peste 2 săptămâni la Călimănești. Vă dați seama, acum ne pregătim intens, un meci greu, cu niște jucători care au în spate multe meciuri la un nivel destul de ridicat, chiar la Liga 1, după cum știți. Ce să, noi sperăm să câștigăm, jucăm acasă, trebuie să ne impunem jocul. Avem prima șansă, nu se știe niciodată ce va fi. Acum, vă dați seama, dacă nu intrăm mingea în poartă, asta e. Noi sperăm să o băgăm în poartă, să câștigăm, să ne menținem pe locul 1. Da, până la meciul cu Horezu mai avem un meci foarte greu la Orlești. După meciul la Orlești o să pregătim și meciul cu Horezu. Horezu rămâne aceeași echipă valoroasă, cu fotbaliști valoroși. Trebuie neapărat să ne ridicăm la nivelul lor. Și cred că ne putem ridica. Avem și noi fotbaliștii foarte buni, experimentați, care au jucat la nivelul diviziei C, chiar și la nivelul diviziei B. Și cred că va fi un meci echilibrat. Se vor întâlni două echipe cam de același nivel. În etapa următoare, Cozia Călimănești merge în deplasare la ocupanta poziției a treia în clasament, Voința Orlești, în timp ce juniorii de la SCM Râmnicu-Vâlcea vor juca pe propriul stadion din Zăvoi, acolo unde vor primi vizita celor de la Minerul Costești. Vă mai informăm că în etapa cu numărul 7, programată la 30 septembrie, vom reveni pe stadionul de la Malul Oltului pentru a asista la marele derby Cozia Călimănești-Flacăra Horezu. Pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. We'll be right back.